Foarte scurt în dimineața aceasta, să vă spun trei lucruri la surori și trei lucruri la bărbați din textul citit din 1 Petru, capitolul 3, care dovedește că sunteți mulțumiți și care vă face mulțumiți. Este o chestiune foarte interesantă în ecuația aceasta, în continuumul acesta care se numește cauză-efect. Sunt lucruri care sunt cauze și efecte în același timp. Și cam așa ceva se întâmplă aici. În aceste 7 versete, deși în continuare cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre unitate, despre smerenie, despre multe lucruri frumoase în caracterul omului, interdicții, imperative cu privire la comportamentul nostru, în aceste 7 versete este vorba de purtare, purtarea femeii și purtarea bărbatului. Finalul capitolului 3 spune, prin purtarea nevestelor. Și apoi, versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Purtarea noastră este rezultatul unei stări de mulțumire sau de nemulțumire. Omul reacționează prin purtarea lui, când e mulțumit sau când e nemulțumit. O vezi din purtarea lui. Dar purtarea noastră și generează mulțumire sau nemulțumire. O femeie care nu știe să se poarte cu soțul ei, îl face nemulțumit. Și un om nemulțumit îl face și pe celălalt nemulțumit. Dacă vrei să fii mulțumită, fă-ți bărbatul mulțumit. Dacă vrei să fii mulțumit, fă-ți soția mulțumită. Pentru că mulțumirea, purtarea aceasta, generează mulțumire sau generează nemulțumire. Și este rezultatul mulțumirii sau rezultatul nemulțumirii. Este și cauză și efect. Trei lucruri pentru surori. Ca să fii mulțumită și să-l faci mulțumit pe soțul tău, dar ascultați-mă mai întâi de toate pe Dumnezeu. N-ai cum să-ți faci soțul mulțumit dacă nu-l faci pe Dumnezeu mulțumit mai întâi. Și pe Dumnezeu niciodată nu-l vei face mulțumit dacă nu-l faci pe soțul tău mulțumit. Ori pe amândoi, ori pe niciun. În primul rând, sfințenie. O purtare curată, sfântă. Versetul 2. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat. Versetul 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Femei sfinte. Și versetul 6. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele. Dacă faceți binele. Sfințenia. Știți ce spune în Proverbe 31? Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întregi pe toate. Curăția, sfințenia, purtarea frumoasă. Atenție! Nu numai că îți va mulțumi bărbatul, îți poate converti bărbatul. Pentru că spune în versetul 1, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Atenție! Dacă nu ascultă cuvântul, cu C mare, dacă nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, unii dintre ei pot fi și botezați. Pot să vină la biserică și să n-asculte cuvântul cu C mare. Să fie câștigați fără cuvânt cu C mic. Fără să-i spui nimic. Cum? Prin vedere. Prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai. Purtarea aceasta, curăția aceasta, poate nu numai să-l mulțumească pe soț, pe Dumnezeu categoric îl mulțumește,
dar îl poate converti. În al doilea rând, supunere. Știu că aici avem probleme, însă, scumpe surori, vă rog foarte frumos să mă credeți. Ați fost create să fiți supuse. Când sunteți supuse, sunteți fericite în Domnul. Nu la rău. Știți că la cununii, eu nu le spun când le pun întrebări la bine și la rău. Le spun la bine și la greu, ca să nu înțeleagă cineva că să fie uniți la rău. Că rău poate să însemne mai multe lucruri. Nu supusă la rău. În Domnul. Dar nu există nicio femeie supusă în Domnul să fie nefericită. Din cauza supunerii ei. Din cauza supunerii ei. Nu. Supunerea te face fericită că ai fost creată să te supui. De ce credeți că în vremea în care femeile au drepturi egale, mișcarea feministă, e plină lumea de femei în depresie, nemulțumite, nefericite, acre? Cum sunt prunele verzi? Na, gogonelele. Da, atâtea drepturi. Unele își calcă bărbații pe cap. Îi jignesc, îi insultă. Ce să-i mai asculte? Că insultă. Și tot nefericite sunt, domnule. Pentru că n-au fost create așa. Nu li s-au făcut legăturile aici, în felul ăsta, când au fost create. Dumnezeu a decis așa și a spus așa în Geneza. Cine crede în Dumnezeu trebuie să creadă lucrul ăsta. Răzvrătirea unei femei împotriva naturii ei, așa cum a făcut-o Dumnezeu, este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și declară pe Dumnezeu că nu există. Este un fel de ateism. Supunere. Versetul 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Rupeți pagina. Scoateți-o. Uite, o singură pagină. Rupeți-o dacă aveți curaj. Că eu din Biblie citesc, nu în altă parte. Ce-asta n-am scris-o eu. Versetul 6. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Numai noi la toți le spunem Domn, Domnul Ion, Domnul Vasile, Domnul Gheorghe. Numai la bărbați nu le spunem Domnul. Vecinii sunt Domnul cu tare, străinii, colegii de lui, toți sunt Domn. Bărbatul e Domn. Am mai nu zic să-i spui Domnul. Adică pe mine m-ar buvni râsul dacă într-o zi aș veni acasă nevastă mea, spune Domnul. Așa. Dar asta este mai mult decât o expresie. În vremea aia era și o expresie. Este vorba de o atitudine. E vorba de o atitudine care pornește dinăuntru. N-are nimic sarcastic în ea. Este o finețe extraordinară a sufletului. Îl vei face pe bărbatul tău să se simtă împlinit. Și îl vei face mulțumit și fericit. Și vreau să vă spun un secret între paranteze, că le iau auzul pentru câteva secunde să n-audă. Vreți să asculte bărbații voștri de voi, mei surorilor. Fiți-le supuse. Voi ați auzit ce am spus eu? Am spus un adevăr foarte mare. Dacă vreți să asculte de voi, fiți-le supuse. Sfințenie, supunere, în al treilea rând, smerenie. Versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în portarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Credeți-mă, lucrurile astea nu impresionează pe nimeni.
nu impresionează pe nimeni. Decența impresionează în primul rând pe Dumnezeu și pe urmă impresionează și pe oameni. Vă rog frumos, surorilor, fetelor, îmbrăcați-vă decent, acoperiți-vă frumos, decent. Sunteți frumoase pentru că sunteți tinere. Tinerii toți sunt frumoși, fraților. Eu încă n-am văzut un tânăr urât. Problema nu se pune dacă sunteți frumoși sau nu. Problema se pune dacă sunteți serioși sau nu. Dacă sunteți serioase sau nu. Și dacă vreți să vă ia în serios băieții serioși, fiți serioase. Dacă vreți să vă ia în serios, adică neserios, băieții neserioși, fiți neserioase. Cu cât veți fi mai neserioase, cu atât veți atrage băieți neserioși. Dacă veți fi serioase, s-ar putea să vă vină în rândul mai rar, mai greu, că și ăștia, pe ce vă uitați, mă? Auzi ce spune aici. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Că dacă e asta, o să fiți lefteri, săraci, dacă după asta vă uitați. Conturile goale. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și dacă e de mare preț înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să fie de mare preț și înaintea voastră. Căutați fetele astea și o să o duceți bine. Sfințenie, supunere și smerenie, simplitate, scumpe surori. Vreți să fiți fericite, vreți să fiți mulțumite, vreți să vă faceți bărbații fericiți și mulțumiți. Fiți sfinte, fiți supuse și fiți smerite. Bărbaților, voi aveți un singur verset, dar tot trei puncte aveți. Versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Privind în seriozitate. Fiți bărbați serioși. Asta înseamnă înțelepciune aici. Dacă ești flecaș, vorbești de toate, verzi și uscate și neserios, te porți ca un adolescent la 30 de ani. Trebuie să și ne maturizăm, nu? Neserios ești, așa o să te ia, neserios. Vrei să te ia în serios? Fii serios. Eu meu nu spun să nu și zâmbim, să nu fim veseli. Eu sunt vesel, sunt vesel, nu? Sunt foarte vesel. Dar nu sunt neserios. Nu sunt flecar. E o mare diferență între a fi vesel și a fi neserios. Nu te ții de cuvânt. Acum vorbesc de seriozitate. Nu vă supărați. Am auzit că a apărut o modă teribilă. Vă supărați pe mine. Toată ziua am înțeles din când în când. Hai că facem mișcare, frate, că am 25 de ani și să nu se pună, să nu se cutare și așa, să se mai duce pe la un sport. La... Dar nu în fiecare, toată ziua, bună ziua. Și cu prietenii, și ea se duce cu prietenele. Mă zic că sunt surori care se duc în vacanțe împreună. I'm not kidding. I'm talking Hawaii. Șepte dumnealor, opt dumnealor, ceștia stau și muncesc. Eu nu pricep treaba asta. Asta este neseriozitate. Ei s-o duc, își lasă nevestele de izbeliște și te, hai, hui, încoace, încolo. Să faci așa ceva, fraților. Seriozitate. Merg în lungul și în latul pământului. Dacă nu mă credeți, umblați-mi pe urme. Nu mă duc să vizitez mai nimic și să văd mai nimic decât hotel, biserică, avion și punctul următor.
mă duc fără nevastă mea, hai hui prin lume să mă distrez, să văd, să mă... Mă duc în lucrarea Domnului, mă duc în lucrarea Domnului. Vacanțele astea separate, relaxările astea separate, astea sunt un cancer care o să vă îmbolnăvească familiile. Timpul cel mai plăcut trebuie să-l ai cu nevasta ta și cu bărbatul tău și cu familia ta și cu copiii tăi. Alea sunt amintirile pe care trebuie să le creezi. Nu hai hui pe plajă. Păi că m-am dus cu niște surori. Și ai cumpărat toată plaja? Vedeți-vă de treabă cu prostiile astea, vă rog frumos. Vedeți-vă de treabă. Seriozitate. Am zis-o și colo și colo. Fraților, fiți serioși. Când se uită femeia ta la tine, să știe când ești serios și să știe când spui o glumă. Nu fie în confuzie. Seriozitate. Sensibilitate. Spune aici, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, cu cât un lucru e mai fragil, cu atât ești mai sensibil și cu atât îl apuci puțin mai cu grijă și ești atent. Femeia ta este un vas sensibil pe care nu-l poți trata cu bătărănie, cu grosolănie. Să-ți dai dovadă de finețe, de sensibilitate, în felul cum îi vorbești, în felul cum îl tratezi. Cu soția ta nu ești body-body, dăm brânci și coate. Fii delicat, exprimă-te frumos, fă-i complimente. Învață să vorbești rafinat. Cu soția nu vorbești ca pe câmp. Învățați formule de politețe. În al treilea rând, spiritualitate. Știu că surorile au o înclinație mai către spiritualitate. Însă ăsta este un teritoriu pe care bărbații trebuie să-l cucerească înapoi. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Partea spirituală este foarte importantă. Și în ceea ce privește spiritualitate, surorile nu trebuie să ne ia înainte. Știți că ele trebuie să tacă în biserică, nu au voie să dau învățătură, nu au voie să suie la amvon și să predice în biserică. Și dacă au o nelămurire, își întreabă bărbații acasă. Și bărbații, dacă nu știu, fac ce fac eu, când mi se pune o întrebare și mă ia prin surprindere și n-am știut, că nu le știu pe toate. Și repede și mă documentez. Pentru că de relația pe care noi o cultivăm în familie depinde relația noastră cu Dumnezeu și cum ne ascultă sau nu ne ascultă Dumnezeu. Dragii mei, astea sunt niște rețete simple, arhicunoscute, că nu vă spun nimic nou, nu nicio filozofie. Unele dintre ele și oamenii din afară le promovează și le spun. Nici măcar nu trebuie să fii pocăit ca să trăiești unele din aceste rețete de viață. Dar ascultați-mă, voi puteți să faceți ce vreți și vă puteți purta cum vreți. Eu doar v-am spus cum trebuie să fim ca să ne mulțumim unii pe alții și să ne fericim unii pe alții. Dacă vrem să fim fericiți, că probabil de-aia ne-am pus împreună și de-aia locuim împreună, ca să fim fericiți. Fără aceste ingrediente nu există fericire și mulțumire. Și cu cât îl vei face pe celălalt mai nemulțumit, ce generează nemulțumirea? Atitudini pe măsură. Atitudini pe măsură. Mulțumirea generează un set de atitudini, nemulțumirea generează un alt set de atitudini.
Și s-ar putea ca tu să apeși pe butoanele alea care generează o atitudine care nu-ți place. Nu spun că e întotdeauna, dar uneori așa este. Și încă o dată revin. Dacă chiar soțul tău nu mă crede sau soția ta nu mă crede, spune, astea-s basme. De la amvon așa se zice. Ce o să zică de la amvon? De la amvon o să zică treburile astea. Că doar nu o să mă apuc să vă vorbesc de la amvon prostii sau lucruri, Doamne ferește, de ochiate sau cine știe ce. E la amvon, nu? Nici în afara amvonului. Nu, da, dar rămite aici. Dar nu mă crede. Poartă-te frumos. Ai o purtare frumoasă. Și îți vei converti soțul. Sau îți vei converti soția să schimbe comportamentul. Că dacă îl iubești și dacă o iubești, ăsta este scopul vieții tale. Să-l faci fericit, să o faci fericită. Să nu-mi spui că îl iubești sau că o iubești. Și faci tot ce poți în fiecare zi să-i bagi o travă în suflet. Să o superi sau să-l înjosești. Că dacă faci lucrul ăsta și dacă nu-l iubești pe soțul sau soția cu care locuiești și trăiești în aceeași casă, nu mă aștept niciodată să ai dragoste frățească sau surorească, iar de Dumnezeu nici atât.